Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Gherteniș din comuna Berzovia. Ierarhul a resfințit biserica parohială edificată în anul 1824 cu hramul Adormirea Maicii Domnului, după ce în ultimii ani a fost restaurată și înfrumusețată, în special la interior. După slujba de târnosire a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența autorităților locale și a credincioșilor din localitate. La final, părintele paroh, precum și ctitorii și binefăcătorii, au primit din partea preasfințitului părinte Lucian diplome de recunoștință. Ordinul eparhial Crucea Episcopelie Miron Cristea, clasa a doua pentru mireni, a fost oferit binefăcătorului Ioan Pop. În ultima perioadă, părintele paroh, împreună cu credincioșii de aici, au lucrat foarte mult, mai ales la interiorul bisericii, au restaurat altarul, Sfânta Masă, au retencuit interiorul bisericii și au pus o altă pardoseală în biserică. Așadar, s-a lucrat frumos aici la Gherteniș, de aceea astăzi, ca o prelungire a sărbătorii de ieri, acoperământul Maicii Domnului, pentru că și aici avem o biserică ocrotită de Maica Domnului, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Deci, ca o prelungire a sărbătorii de ieri, am venit ca împreună cu un sobor de preoți și diaconi să resfințim biserica și să săvârșim aici Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ne-am bucurat de prezența multor credincioși. Unii dintre ei au primit diplome de recunoștință pentru că au fost recomandați de părintele paroh ca cei mai de seamă ctitori și binefăcători ai locașului de rugăciune. Din partea comunității, părintele paroh i-a oferit preasfințitului părinte Lucian o icoană și un buchet de flori, felicitându-l pentru împlinirea a 22 de ani de la hirotonia într-un arhiereu. Tot cu acest prilej, ierarhul a primit o plachetă aniversară la 642 de ani de atestare documentară a localității Gherteniș. Cei 500 și un pic de credincioși arondați acestei parohii, dintre care unii dintre dumneavoastră, iată, sunteți aici prezenți, ați putut să luați cunoștință de nevoile acestei parohii și să vă implicați. Noi nădăjduim că lucrările pe care le-ați făcut dumneavoastră acum aici sunt trainice. De ce zic lucrul acesta? Trebuie să amintesc, preasfinția voastră, de faptul că astăzi, în situația tulbure în care ne găsim, nu ne mai permitem să facem altceva decât lucrul trainic. Mi-aduc aminte în 2018, în octombrie, când am venit să văd această biserică și unii dintre membrii Consiliului Parohial își aduc aminte de ceea ce am spus. Am zis că biserica aceasta trebuie să o pun la rând. Și vreau să mulțumesc, în primul rând, Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului, ocrotitoarea parohiei noastre, pentru că numai cu rugăciune am putut să aducem la bun sfârșit această lucrare pe care Dumnezeu mi-a dat-o ca să o duc la bun sfârșit. Biserica actuală a fost construită în anul 1824 și sfințită în 1935 de episcopul Vasile Lăzărescu al Caransebeșului.